Persoanele care au participat la lichidarea consecințelor catastrofei nucleare de la Cernobâl de acum 35 de ani au fost comemorate în toată țara. În memoria victimelor tragediei s-au depus flori. Deși au trecut mai bine de 3 decenii, sechelele acestor evenimente groaznice se resimt și acum, spun oamenii. La piatra de temelie din scoarul în memoria victimilor catastrofei nucleare de la Cernobâl din capitală au venit mai mulți participanți la lichidarea consecințelor avariei. Ei spun că amintirile dureroase despre acele momente de groază prin care au trecut acum 35 de ani le revășesc și acum sufletul. Oamenii erau luați împotriva voinței lor și când reveneau, mulți se îmbolnăveau grav și mureau. La evenimentul de comemorare au fost prezenți mai mulți oficiali, însă a lipsit președintele Maia Sandu, care a lăsat un mesaj pe pagina sa de Facebook. Catastrofa de la Cernobâl ne învață o lecție fundamentală. O societate poate depăși tragediile colective doar dacă lucrează solidar pentru binele comun și are instituții care pun în prim plan protejarea vieții oamenilor și a mediului înconjurător, a scris șeful statului. Președintele Parlamentului, reprezentanții ai executivului, primarul municipiului Chișinău, dar și deputați din partea partidului Șor au depus flori și au mulțumit participanților pentru sacrificiul adus. Vă mulțumim pentru că v-ați îndeplinit datoria de a proteja concetățenii de efectele nocive ale radiațiilor. Vreau foarte mult tuturor, absolut celor care sunt în viață, să le doresc multă, multă sănătate. Iar celor care au plecat, să cinstim memoria acestor oameni, după părerea mea, bravi, oameni care sunt eroi vii, educatori vii. În toți acești 35 de ani, pentru noi este o datorie ca în data de 26 aprilie să fim aici. Statul trebuie să aibă grijă de participanți, nu doar prin compensări, dar și să le asigure lecuire la stațiuni balneare. Astfel de evenimente au avut loc în toată țara. La Orhei mai sunt în viață 43 din cei 87 de participanți la lichidarea consecințelor avariei de la centrală nucleară din Cernobâl. Uleana Colun ne-a spus că vine anual să depună flori în memoria soțului decedat. Era sănătos când soțul, dacă s-a întors înapoi, era bolnav, îl dureau picioarele, nu mai putea lucra, s-a grupat. Ecoul acelor momente de groază și consecințele lor mai sunt resimțite și acum de cei care au dat dovadă atunci de eroism. După ce ne-am unit de acolo, de-am lucrând cu dureri, de cap, dureri, amețeli, nu știam, nu ne dădeam seama și de la ce asta se întâmplă. Când ne-am adresat la spital, le-am zis că de-am s-o deschis că asta, boala asta de la Cernobâl de acolo. La eveniment au participat autoritățile locale din Orhei și vicepreședintele partidului Șor, deputatul Marina Tauber. Condoleanțele noastre tuturor celor care au decedat și desigur că plecăciunile noastre tuturor celor care au participat în lichidarea consecințelor accidentului din Cernobâl. Cu siguranță ziua aceasta este o filă neagră din istoria nu doar țării noastre, dar mai multor țări, mai multor familii. Și președintele partidului Șor, Ilan Șor, a scris pe pagina de Facebook un mesaj de mulțumire. Eu cred că azi ar fi puțin să vorbim doar despre susținerea socială a participanților la lichidarea consecințelor avariei. Ei merită mult mai multe, respect public și onoruri de stat. De asta au nevoie nu atât ei, cât generațiile viitoare, care trebuie educate în spiritul curajului și autojertfirii. Acum 35 de ani, reactorul 4 de la centrala nucleară de la Cernobâl a explodat. Accident survenit în urma unui lung șir de erori umane, care avea să fie catalogat drept cel mai grav din istoria nucleară civilă. 56 de oameni au murit imediat sau în lunile următoare. Peste 300 de mii au fost evacuați din zonele contaminate, iar 6,6 milioane au fost expuși radiațiilor. Aproximativ 3550 de moldoveni au fost mobilizați atunci pentru a lichida consecințele avariei. O treime dintre ei au decedat. Majoritatea celor rămași în viață au grade invaliditate.
Cel mai amplu studiu despre Cernobâl publicat de Academia de Științe din New York a arătat că 985.000 de oameni au fost răpuși de-a lungul anilor din cauza substanțelor radioactive, iar efectele contaminării se resimt până în prezent.